Domnișoară, domnișoară, nu cumva sunteți la firul ierbii? Da, dar tu nu cumva ești portarul vieții mele de la șerif? Da. Te-am văzut la Inter, ai jucat formidabil. Mersi mult. Daniel. Îmi pare bine, Dumitru. Da. Vizit eu. Nu te deranjează că afară sunt minus 4 grade? Nici într-un caz. Pentru un sportiv, în orice timp, trebuie să facă sport, indiferent de... Atunci hai să facem un cerc. Bine. Hai. Daniela, hai Maria, de ce nu ai mâncat dimineața? Dumitru, când și unde te vom revedea pe teren? De pe data de 14 ne strângem cu toată echipa, începem antrenamente, cantonamentul, ne gătim și deja în februarie, în Liga Europei, împotriva lui Braga. Din punct de vedere fizic, ești ok? La moment, să zic... Ai pus câteva kilograme de sărbători, da, fii sincer. Cum te simți? Da, desigur, am pus câteva kilograme, pentru că de sărbători, când vii acasă cu părinții, când gătesc mâncarea tradițională, mai ales aceasta înainte de anul nou, de Crăciun, te uiți și nu poți să zic. Care sunt bucatele tale preferate? Sarmale îți fac? Da, foarte tare. Sarmale... Îmi place carnea la cuptor cu legume și salată tradițională, olivie, cum zicem. La cantină, la șerif, aveți meniu olivie? Rar. E mai multe mâncare pentru sportivi. Asta cum ar fi orez, carne de pui fiartă, da? Da. Foarte plictisitor. Pasta. Voi așa trăiți. Ce să facem? Asta e viața de sportiv. Dar ai voie să mănânci o pizza în Tiraspol? De ce nu? Dacă te menții bine, poți să mănânci orice, dar e mai bine mâncarea mea sănătoasă când e gătită acolo, pe loc. Dacă e ziua de naștere a unui coleg de echipă, voi cum sărbătoriți? Întindeți o masă în sărbătoare, o șampanie, fără alcool, pentru copii? Străduim cât mai așa, mai calm. Iată anul trecut, ziua lui Traore, cum ați sărbătorit-o? Sărbătorim în vestiar, vine cu torturi, cu diferite sucuri și ne servește. Traore v-a servit cu sushi? Nu cu sushi. Noi, nu. Fiecare vine cu tort. A, doar cu tort? Tort și ceva, oriceva dulce. Ziua ta ai sărbătorit-o la șerif? Cu ceva tortă sau sucuri sau ceva de apă. Cu regimul alimentar am înțeles, dar totuși cantonamentul începe în 3-4 zile, să vedem forma ta fizică. Ce alegi, bara sau paralele? Eu prefer mai mult paralele. Hai să vedem. Voila! Te-ai speriat? Nici într-un caz. Wow! 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, încă 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 27, bravo! Ai lucrat tricepsul acum, așa-i? Da, și tricepsul, dar și pieptul meu. Wow, 28, dar asta e un record! După vacanță este un rezultat extraordinar de bun. Erau și mai bune rezultate. Dumitru, nu-i secret că te apropii de 30 de ani. Tu te mai gândești și te așezi la casa ta... La masa ta, cu femeia ta. Da, desigur. Ca orice bărbat vrea să aibă alături de el o femeie frumoasă și puternică. Desigur, o familie fericită. Femeie puternică, adică cum? Ce ai vedere? Să te pună la lucru, să te pună la punct, să stai lemn, să crești animale în o gradă. Cum adică femeie puternică? Să mă înveți să fac mâncare. Ei, da. Da. Eu pot să învăț să faci mâncare? Da? Mhm. Atunci, dar vreau să... Mă apropi, dar primul la tine. Cum să zice, s-a terminat vacanța și ne reîntoarcem în fotbal. De ce antrenamentele de după vacanță sunt iadul pe pământ, cum se exprimă și colegii tăi? Deoarece după
o pauză îndelungată. Cel mai greu să revii în antrenamente, pentru că primele antrenamente se încep intensive. Așa, te aștepți să câștige Șerif și anul acesta campionatul Moldovei? Da, noi tindem în fiecare an la câștigarea campionatului. Și în sfârșit, Franca Staneda ridică trofeul deasupra capului. Tindem la cel mai sus nivel și să ne pregătim prin aceste meciuri de cupele europene care aveam în februarie. Dumitru, îți place natura? Da, desigur. Natura pentru mine înseamnă ceva frumos, unde poți să vii oricând și să stai și în liniște și să... Adică să regăsești liniștea natură, ascultând da. Vocea naturii. Da. Eu știu că nu ești din Chișinău, tu acasă cum îți petrești timpul? În natură. În natură? Mai mult acasă, cu părinții. Ai de muncă în grădină? Da, desigur. Vine primăvara, Cuș. Îți faci liber de la Șerif să mai dai cu sap în grădină? Nu prea cred că să am timp. Te-ai mai încălzit? Da, desigur. Bine. Cuvântul munca l-am auzit cel mai des în interviul cu Dumitru Celeadnic, portarul Șerifului. Uite că a muncit la antrenamente și știe că pentru a-și schimba viața spre bine, trebuie să muncească și să fie mai bun ca ceilalți. Prieteni, aici încheiem ediția de astăzi. Ne revedem foarte curând. Pa, pa!